Și în salvare era tata și un sicriu. Mă uitam spre cer și nu găseam nicio urmă a prezenței lui Dumnezeu și am intrat în panică. Și m-am rugat lui Dumnezeu, m-am pus pe genunchi și am zis: Doamne, dacă existi, dacă ești undeva în spațiul acesta, vorbește-mi, dă-mi un semn. Arată-mi că existi și că atunci când mă uit spre cer, nu sunt fanatic, ci atunci când mă uit spre cer, mă uit spre Cel care este Tatăl meu. Iisus Hristos i-a învățat pe ucenici să se roage și a zis: când vă rugați să ziceți Tatăl nostru care ești în ceruri. Și eu îl căutam pe Tatăl din ceruri și Tatăl din ceruri era invizibil. S-a întâmplat ceva în viața mea și cred că v-am mai spus, dar vă spun doar rezumatul a ceea ce s-a întâmplat în viața mea, ceea ce m-a făcut să trec din sfera necredinței în sfera credinței. Tatăl meu s-a îmbolnăvit și boala era incurabilă. Doctorii au scris clar și ne-au spus: are cancer. L-am trimis la Cluj, aici la Cluj, la Spitalul de Oncologie, să fie tratat. Și după 5 luni de zile, doctorii ne-au trimis o telegramă acasă și în telegramă spunea așa: veniți să ridicați pe domnul Bulzesc de la spital, că este în comă și mai are puține zile de trăit. Când am auzit această veste, ne-a dărâmat. Eu locuiesc, sau părinții mei locuiesc în județul Hunedoara, la Vața de Jos, undeva la poalele munților Apuseni, lângă Brad, dacă știți această zonă. Și ca să vii de acolo la Cluj în 1000, nu știu cât, toamna, era destul de anevoios. N-aveam mașini, nu erau mașini și am amânat. Am zis: dacă tot moare, ce să mai facem? Și după 10 zile, o săptămână, 7-10 zile, cam așa, de când am primit noi telegrama, ne pomenim cu o salvare la ușa casei noastre. Un TV-ul din acela antic care ținea loc de salvare și în salvare era tata și un sicriu. L-am pus în pat, sicriul l-am pus lângă el, au venit vecinii, au văzut tot ceea ce se întâmplă la noi, au intrat toți în alertă și știau că suntem pocăiți și toți spuneau așa: i-a părăsit Dumnezeu. Nu este Dumnezeu. Dacă ar fi Dumnezeu, acum ar răspunde. Am stat și noi pe gânduri și ne uitam cum tata se stinge. N-a vorbit cu niciunul dintre noi, n-a dat niciun semn că trăiește, nicio vorbă, nicio grimasă, niciun zâmbet, niciun, absolut nimic. Stăteam la pat și ne uitam la el cum se stinge. După 2 zile de stat de veghe, mama și împreună cu cele 2 surori ale mele și cu mine ne-am pus pe genunchi la căpătâiul patului, în jurul patului. Și am început să ne rugăm și am strigat către Dumnezeu. După 2 ore, tata s-a ridicat din pat, s-a uitat la noi și nu-i venea să creadă ce zarvă era în casă. Era lume multă ca la priveghi, așa e la țară, lumea se adună ca și la când cineva e pe moarte, se adună lumea acolo. Oamenii s-au speriat, au ieșit afară din casă și tata s-a sculat din pat, ne-a îmbrățișat, a văzut sicriul și a zis: ce-i cu sicriul ăsta aici? Vreți să mă mormântați înainte de a muri? Și noi ne-am speriat, mă rog, cineva a luat sicriul și l-a spart tot, știu că l-a spart în curte. Tata s-a sculat în picioare, ne-a îmbrățișat și a început să ne vorbească despre Dumnezeu. A fost primul semnal că cineva acolo sus, în ceruri, se îngrijește de noi. Și ziua aceea este ziua pe care nu o voi uita niciodată. Este ziua când am detectat că pe frecvența aceasta dintre lumea noastră și lumea lui Dumnezeu, rugăciunea,
îl face pe Dumnezeu să se îndure de noi, cum se îndură un tată de copiii săi. Tatăl meu trăiește și astăzi, are 90 de ani. Îl vizitez, am vorbit cu el și ieri, am fost acasă. În fiecare sâmbătă când vin de la Parlament, primul lucru pe care îl fac, mă duc acasă să mănânc o supă cu părinții mei. Tatăl meu are 90 de ani, merge cu motocicleta, taie lemne cu drujba și mai alte activități colaterale pe care le facem în gospodărie. Și tatăl meu este un om care vorbește cu atâta autoritate când vorbește despre Dumnezeu, de ceilalți capitulează. A fost primul semnal că atunci când mă uit spre cer, cerul nu este un nu e o necunoscută a Universului, ci cerul este un loc al prezenței lui Dumnezeu. Unde este acest loc? Domnul Iisus Hristos, când a plecat de pe pământ, a zis: mă duc la cer. Mă duc la cer să vă pregătesc un loc, pentru că acolo unde sunt eu să fiți, să fiți și voi. Și mă uit spre acel cer. Și cei doi oameni, credinciosul și necredinciosul, se uită spre același cer. Unul vede ceea ce nu se vede, pe când celălalt nu vede nici măcar ceea ce se vede. Oamenii credincioși văd în invizibil, pe când oamenii necredincioși nu văd nici în spectru vizibil. Există un verset cu care apostolul Pavel îi încurajează pe cei din Corint. Se spune așa: pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, nu că nu le-am vedea, ci la cele ce nu se văd. Pentru că lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice, pentru că aparțin lumii lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. Lumea lui Dumnezeu este o lume fascinantă. Lumea lui Dumnezeu este lumea spre care ne uităm, nu ca niște fanatici, ci ca niște fantastici. Oamenii care văd dincolo sunt oameni fantastici,